Bună ziua! Astăzi pregătim fursecuri cu untură. Avem nevoie de 300 de grame de untură moale, peste care radem coaja de la o portocală. Atenție, portocala să nu fie tratată. O spălăm bine cu bicarbonat și cu apă caldă. Și folosim și coaja și zeamă. Spargem și zeamă. Și vom mai avea nevoie de 3 ouă, 2 pliculețe cu zahăr vanilat, 100 de grame de zahăr tos, smântână, 80 de grame de smântână grasă, un pliculeț de praf de copt, 15 grame, și făină, 600 de grame, aproximativ. Peste untură punem și un vârf de cuțit de sare. În prima fază o mixăm cu lingura de lemn și apoi punem mixerul să-l ajutăm puțin. Punem și smântâna. Smântână, 80 de grame, deci cam 2 linguri. Apoi punem ouăle. Praful de copt îl stingem în zeama de portocale. Și punem și făina, puțin câte puțin. Ca să pot să bag toată făina, am pus 600 de grame de făină, l-am amestecat cu mâna. Cu mâinile înmuiate în făină, formăm biluțe și le punem la copt. Avem și stafide cu ciocolată, simple, cum doriți. Puneți ce doriți, eu le voi pune stafide cu ciocolată. Și așa procedăm cu toate. Am modelat prima tavă, acum le voi băga la cuptor la 180 de grade pentru un sfert de oră și modelăm și restul de aluat apoi. Cuptorul este preîncălzit. Le băgăm la cuptor. Prima tavă s-a copt, o băgăm și pe cea de-a doua. Le dăm și cu puțin zahăr pudră. Le așezăm pe un platou. S-au copt frumos. Eu le-am pus stafidă, dar le puteți pune orice. Și nucă. Sunt fine, fragede și gustoase. Poftă bună!